Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov, ne vedem pe Mix TV cu senatorul liberal de Brașov, Daniel Cătălin Zamfir. Bun revenit! Bine v-am regăsit! Și nu cu mâna goală, cu trei proiecte depuse în sertar acolo la Parlament. Sperăm că nu vor sta mult. Nu, și eu sper să nu stea mult, mai ales că le-am depus exact acum la sfârșitul sesiunii, ca la începutul sesiunii de toamnă, deci în septembrie, să se discute cu un regim de urgență. Chiar am solicitat lucrul ăsta. Intră, poate acolo sunt mai multe? Sau stau deasupra și fiind deasupra sunt primele care să iau? Nu, sunt pentru că știți ce se întâmplă? Având în vedere că sunt niște proiecte care privesc viața oamenilor, mă refer la cele cu privire la reglementarea dobânzilor ale IFN-uri. Am discutat și la darea în plată, că de aici a venit nevoia de a reglementa și în acest sector. IFN-urile, aceste instituții financiare non-bancare, introduc niște dobânzi de-a dreptul inimaginabile. Puteți crede că la un moment dat, dacă nu poți plăti rata respectivă, ajungi să plătești dobânzi de 7, 8 până la 20.000%? Ăștia sunt niște cămătari numiți cămătarii instituții... Cămătarii sunt băieții buni. La cămătari nu întâlnești așa dobânzi. Dar cum a fost posibil să existe legal asemenea dobânzi? Eu m-am mirat și chiar nu am putut să cred că lucrul ăsta este posibil. Și am descoperit, deci sigur, cu sprijinul profesorului Piperea. Tot cu profesorul Piperea, umăr la umăr, soarta a fost pecetluită. Știți cum e, echipa câștigătoare nu se schimbă. Nu? Dacă am găsit un om care este atât de bine ancorat în domeniul ăsta, e și păcat să nu folosești bagajul lui de cunoștințe și de experiență în domeniul ăsta. Deci vă spunem așa, există o ordonanță 13, culmea tot 13, da, e pe 2011, din 2011, care reglementează dobânda penalizatoare. Da? Adică cât poți să pui dobândă în situația în care nu poți plăti rata. E bine, ordonanța asta reglementează foarte exact cât se poate percepe dobândă când se împrumută societățile comerciale între ele. De asemenea, reglementează cât se poate percepe dobândă penalizatoare când se împrumută persoanele fizice, așa cum spuneați, de la cămătari. Deci când te împrumuți de la cămătari, se spune foarte clar în ordonanța 13. Cât aveți voie să-mi luați dobândă? Nu mai mult de jumătate decât dobânda legală. Adică, dacă eu iau de la cămătari cu împrumut 10%, dobânda penalizatoare nu poate să depășească 15%. Ce să vedeți? Scăpare sau nu? Se zice că nimic nu e întâmplător. Se zice și nu, nimic nu e întâmplător. Să căutăm cine e în spate. Ați văzut. Și o să vă spun că nu cred că este o scăpare. Nu se reglementează dobânda penalizatoare între societate comercială, respectiv IFN, și consumator. Acolo nu e reglementată. De asta se ajunge, doamna Pescaru, la cifrele astea nebunești de 7, 8, 10.000% dobândă. Adică cazuri concrete când oamenii au luat împrumut și asta îl țin minte ca pe, cum să vă spun, ca pe un cal brească. A luat împrumut 4.000 de euro, i s-a executat casa pentru că n-a putut să plătească rata și mai are de plătit 40.000 de euro. O casă care presupun că era așa niște 10.000 de euro, odată, nu? Pentru 4.000 de euro? Pentru 4.000 pierd casa și mai am de dat 40.000. Dar cine mai e nebunul care semnează totuși așa ceva? Și uite, asta e mă bucur foarte tare că mi-a spus asemenea întrebare, pentru că foarte mulți oameni, știți cum gândesc? Și domnule, dar și omul e așa irresponsabil să semneze? Nu, doamna Pescaru, omul niciodată nu semnează, pentru că în contract nu se stipulează cât e dobânda penalizatoare. Dobânda penalizatoare se calculează așa cum vor aceste IFN-uri, având în vedere faptul că ea nu e reglementată. Ori dacă nu e reglementat, pui cât vrei și cum vrei. M-ați înțeles? Dar omul nu este inconștient să semneze. Bun. Nici un om zdravă la minte. Dobândă... Deci e o înșelătorie. Este o înșelătorie. Crasă. Spuneați că cine e în spate. E public deja, în spatele unui IFN care la un moment dat percepuse o dobândă de 20.591%. Dacă 20.000%? 20.000%. Sună și halucinant. Acel IFN îl are acționar pe un domn Silberstein,
care este fostul director, nu este acel Silberstein. Nu e acel Silberstein. E coincidență de nume. Domnul Silberstein este fost director al Direcției Juice din Banca Națională timp de 47 de ani. Decizele duc spre așa, instituții. Și acum ne aveți o explicație de ce BNR nu intervine. Da? Domnul acesta, directorul Direcției Juice a BNR-ului, înțeleg că și acum are birou, acum fiind consultant, are 80 și de ani, e consultant la BNR, da? E în spatele acestui IFN, deci tot în marea și IFN-ul, Banca Națională, domnule, n-a constatat până acum că e o problemă aici. De incompatibilitate ușoară, așa. Nu, și incompatibilitate una, și n-a constatat că există o scăpare a legii, că nu-i de ieri de azi oamenii ăștia se plâng și se sinucid mulți, din păcate, când ajung în situații de genul ăsta. Trei vieți să plătești. Cum? Nu-ți ajung trei vieți, cum spuneați, rămâi și fără casă și mai ai de dat încă o casă pentru 4.000 de euro. Bun. Așa, vă spuneam, am găsit că Banca Națională, nereglementând, nesesizând de fapt Parlamentul că există un vid legislativ, a avut constat interesul, se pare, să lase lucrurile așa. Dumnezeule. Deci acum această dobândă penalizatoare, că în aceste IFN-uri poate ajunge până la jumătate din dobânda legală. Acesta este proiectul. Exact textul de lege de la împrumuturile între persoane fizice l-am adus aici. Adică și între IFN și persoană fizică, dobânda penalizatoare nu poate depăși cu mai mult de 50% dobânda legală. Da? Te-ai împrumutat la IFN cu 10%, dobândă penalizatoare nu poate fi mai mult de 15%. Ca să lămurim chestia asta. Lucrurile. Sigur, am avut deja critici. Și aici? Că nu e liberală. De ce nu e liberală? Totuși... Păi, domnule, descar, nu știu ce adică e umană, până la urmă, e de logică, e de bun simț. Eu le-am explicat tuturor celor care îmi spun că, domnule, tu ești liberal și asta, de fapt, e o lege pentru oamenii amărâți. Domnule, stați puțin. Spun un singur lucru în care cred foarte tare. Liberalismul nu trebuie să se opună numai comunismului, că trebuie să se opună comunismului, dar se opune și sclavagismului, domnule Pescaru. Iar ăsta e sclavagism, părerea mea. Mi se pare sclavagism. Ori dacă îndrepți niște lucruri care s-au dovedit că sunt nedrepte, aici nu cred că trebuie să discutăm de stânga sau de dreapta. Am spus-o și la darea în plată. Legea dării în plată nu e nici dreaptă. E doar dreaptă. E și aici, e același lucru. Îndreptăm niște nedreptăți. Aceste nedreptăți care duc la drame. Asta este tragedia. E mai mult decât nedreptate, e strigător la cer, e flagrant. Și până la urmă nu vorbim numai de nedreptate, vorbim de o escrocherie, vorbim de ițe exact. Care vorbim aveți de dreptate. Mult mai mult. Adică aici doctrinele politice... Corect. Nu, e corect ce spuneți. Nu e doar nedreptate. Nu e doar nedreptate. E ticăloșie și tot ce presupune. Apropo de acuzele astea, că nu sunteți liberali, s-au întățit în acest an, în aceste luni, în să vină totul doar de aici, de la aceste inițiative care vă fac din nou haiducul 7 cai. Da, încă o dată, am spus și am să o spun tuturor, sigur am spus-o și în interiorul partidului, am avut câțiva colegi care cred că nu este inițiativă liberală, dar știți cum? Bun, dar până la urmă eu cred că le-a convenit foarte tare în momentul în care a trecut legea dării în plată să bifeze la realizări. Eu i-am văzut foarte solidari cu dumneavoastră în acel moment de triumf. Adică nimeni nu mai zicea zamfir, nu-i de-al nostru. E adevărat, e adevărat. Așa o să zic și acum, mai ales că, așa cum vă spuneam, învățând lecția de la legea dării în plată, am făcut tot posibilul ca acest proiect să aibă mari șanse de reușită. Și atunci m-am dus și am adunat semnături. I-am luat co-inițiator, adică pe cei mai importanți oameni și pe cei mai importanți oameni din celelalte partide politice. Vi s-au alăturat? Mi s-au alăturat. Mi-am dus, le-am explicat. Pe când e vorba de imagine, e frumos să fii cu cei mulți. Știți ce se întâmplă? Căjiți. N-am vrut, că tocmai de asta am zis, domnule, nu vreau să fie proiectul meu cu care să defilez eu. Haideți cu toți. Pentru că nu făceam nimic dacă mă agitam acolo cu proiecția de lege, dar el, într-un final, să ajungă să fie lăsat prin sertare, să nu se discute, să dureze 2 ani, să nu întrunească majoritatea pe diverse chichițe și altfel de... Așa că hai să se încoloneze în spate. Și atunci haideți cu toții și mi-au semnat de la PSD oameni importanți, de la ALDE, de la UDMR,
Sigur, n-au semnat cei de la USR. Nimeni la USR, nimeni e la USR, literă, da, de lege, e, nimic cu Zamfir sau e, ce? Nu, care nu, e politica acolo? Explicația, nu, zice, nu e democratică. De ce nu e democratică? Ticăloșia e democratică? Da, ticăloșia e democratică. Nu, nu e democratic și atunci am zis mulțumesc. Deci democratic băieți, este să iei 7 piei de pe omul care nu e atent sau care nu e protejat de o nișă, da, din asta. Deci nu-i treaba noastră, au semnat să fie sănătoși. Uh-huh. Am încercat să le explic că niciodată niciun om să-mi arate ei un contract cu IFN în care omul semnează în cunoștință de cauză, văzând negru pe alb. Nu, semnează un contract în care scrie că dobânda e 7000%. Nu. Și apropo de asta, să știți că tocmai ca să evit orice fel de discuții de genul domne, se intervine în contract, nu lași piața liberă, am spus așa într-un aliniat. Am zis, domne, vrei să faci contract cu dobândă penalizatoare de 5000%? Act separat. Într-un act separat, scrie acolo că dobânda penalizatoare e 7000%. Dacă ți-o semnează omul... Dar omul să știe, să știe, vadă, că dobânda e 7000. Abia atunci are omul răspundere. Dar bun, asta atunci e când nu super e regle... căpătărie sau cum se numește. Dacă omul vrea să ia bani cu 7000% dobândă, e treaba lui. E un om liber lui. Și atunci e un om liber. Să... Dar nu ajungi tu la 7000 pentru că sunt acolo niște chestiuni ascunse pe care tu nu le știi. Asta niciun caz. Dumnezeule. Celălalt proiect de lege se referă la posibilitatea celor executați să răscumpere creanța de la recuperatori. Da. Aici cum e cu recuperatorii? Vă puneți și recuperatorii în cap. Păi, până la urmă îi găsim și în zonele mai stilate. S-au pus ei pe capul oamenilor, doamne, și nenorocesc oameni. Câte povești am auzit, nu ne ajung 10 emisiuni. Da? Să povestim ce metode au recuperatorii când se solicită recuperarea creanței. Sună câteodată vecinii, chiar gheoaga amenință, sau... trimit SMS-uri. Deci care mai de care? Sună copiii acasă. Sună copilul acasă și spune, ți-a spus mama că o să pleci din casă și de mâine o să rămâi pe stradă? Copil de 9 ani. O, Dumnezeu. Da, astea sunt cazuri concrete care se întâmplă. De la darea în plată am constatat următorul lucru. Că băncile, știți că ne întrebam împreună aici, eu cu dumneavoastră, dom'le, de ce preferă banca să vândă unui recuperator cu 5-7% din valoare, adică cu 95% discount, o casă, și nu negociază cu persoana respectivă, îi reduce jumătate, doamnă. Și sunt convins că orice om, dacă are o datorie de 50.000 de euro, dacă vine banca și spune, ok, mai de plătit 25.000, plătește-mi, sunt convins că foarte multă lume, dacă nu chiar toți, ar fi făcut tot ce niște e posibil. Niște eforturi ca să facă asta. Ca să plătească. E bine, ce face banca? Teoretic renunță, nu? Vinde dar recuperatorului, practic... vinde recuperatorului, nu cu 25.000 cât ar fi luat de om, cu 2.500. Și am zis, Dumnezeu, dar de ce vinzi cu 2.500 și nu vrei să iei 25.000? Pentru că în spatele firmelor de recuperare, doamna Pescaru, sunt tot niște băieți deștepți. Găsim iarăși niște ițe care duc în zona bancară, în zona... Bun. Problema majoră care e că diferența aia, doamna Pescaru, de la 50.000 cât e casa până la 2.500 cu cutoia ăla, acel discount practic, care e o nouă înșelătorie, e o datorie care e pusă tot în cârca omului. Că pe lângă restul pe care îl mai are de plătit, el va trebui să plătească și această diferență obținută printr-o măgărie, printr-o ticăloșie, printr-o furăciune. Și atunci am zis așa, iarăși, paranteză, nu inventez nimic, cum n-am inventat nici la IFN-uri. Ce am făcut aici? Că m-a învățat profesorul Piperea. Ce, domne, există încă din 1864 în Codul Civil, exista acel retract litigios. Se spunea încă din 1864 până în 2011, când s-a abrogat Codul Civil, se spunea că debitorul are dreptul să răscumpere de la recuperator, să răscumpere creanța, plătind dublu sumei cu cât a achiziționat-o. Eu asta am făcut, retractul litigios. Tu, recuperator, ai cumpărat cu 7%. Foarte băiat deștept ești că reușești tu să negociezi un preț atât de jos. Ok. Are drept de preemțiune să răscumpere acea creanță cel care a fost executat, plătindu-ți ție dublu. Ție recuperator. Tu, recuperator, ai cumpărat cu 5%,
Bun. Cel pe care l-a executat banca are dreptul să-ți, să răscumpere la tine cu 10%. Aha, deci strica socoteala deal-ul ăsta între bani exact. Și recuperator, și de fapt. Tu ai, nu-i suficient un profit dublu? Credeți că nu-i suficient? Eu cred că e suficient să câștige cineva 100%. Ca în orice business, nu? Credeți că vor mai merge, vom mai vedea situațiile? Eu zic că vor dispărea. Vor dispărea. Eu cred că piața, iarăși, o să vedeți și o să trăim zică, și vedem. Nu mai merge nici pe aici. Ia să vedeți peste câteva săptămâni cum o să înceapă, distorsionează zanfir piața, nu avem voie să negociem liber. Mărim pleacă cu MEC-ul, Coca-Cola exact. Și toți ceilalți. Risc sistemic, cum se întâmpla. Da. Și o să vedeți cum piața le va așeza pe toate. Ia să vedeți cum nu o să mai existe acel discount la case, nu o să se mai cumpere o casă cu 5.000 de euro să se vândă după aia cu 50.000, o să o cumpere recuperatorul de la bancă cu vreo 25.000, cum e rezonabil, să o vândă cu vreo 30, că asta e viața. Piața le va regla pe toate. Nu poate să câștige unul 500%, 1000%, iar un om să fie nenorocit, distrus și așa mai departe. Deci nu faci profituri uriașe pe nenorocirea oamenilor. Cam da. Asta e în esență. Ce mai freamăt, ce mai zbucium dă să se nască din nou. Mă gândesc la acest moment, cât de strategic l-ați ales înainte de vacanță, că se vor aprinde spiritele pe atunci sau peste vară păi contați se că se topesc? Că și, nu, cum, căldură cum, mare. Căldură mare. Și vom vedea ce-o fi. Nu, n-a fost neapărat un moment strategic. Pur și simplu vă acum s-au făcut? Exact, am tot și am recunosc că am depins de profesorul Pipera. Până s-au oprit el este ocit, și profesor până... la Facultatea de Drept. Acum lucrează foarte intens la un nou cod comercial, ceea ce iarăși e o lege extraordinară de care chiar avem mare nevoie. Mare nevoie are România de un cod comercial. Să știm foarte bine în momentul în care se face un contract, care-s drepturile și obligațiile părților. Mai ales în situația în care un contract se dezechilibrează. Că de multe ori există ceea ce europenii deja au statuat, abuz de putere economică. Un contract între o societate gen de telefonie mobilă și așa mai departe și un consumator. Păi raportul este clar inegal. Da. Și trebuie să prevenim acest abuz de putere economică pentru că tu ești foarte restrâns în acțiune în comparație cu ceea ce poate să facă un colos de un furnizor de servicii. Și în sfârșit, dar nu la urmă, principiul dării în plată aplicat și la leasing, deci până la urmă ați intrat pe leasinguri. Păi, le-ați spus gând rău spus, de da, mult, spus, erau pe to-do list. Era pe to-do list, de ce? Pentru că pe parcursul procesul legislativ la darea în plată, îmi veneau oameni. Deci ați adunat atunci mulți, material pentru multe proiecte. Da, am adunat, că îmi spuneau proiecte. Oamenii. Dom'le, dar stați puțin, că același lucru se întâmplă și la leasing-ul mașini. Leasing-ul cu... Da. Aici vorbim de consumator, da? Deci persoana fizică. Legea respectivă se adresează persoanelor fizice. Îmi spuneau foarte mulți, dom'le, dar uitați ce mi se întâmplă și mie. Am un contract de leasing pentru o mașină pe 5 ani de zile. După 3 ani nu mai pot plăti. Ce mi se întâmplă? Mi se ia mașina, dar fără să fiu anunțat. Știți că ne plătim două rate... Se iau din fața porții, din fața blocului? Din fața porții, el având dublură la chei, îți ia din fața porții fără să te anunțe că ți-o ia. Ți-o ia pur și simplu. Dumnezeule, da. Ți-o ia pur și simplu. Bun, ți-a luat mașina, aici neplătind, e bun unca lui. Ia lui. E ok. Da. Ți-o ia că e a lui. Da, trebuie să te anunți că ți-a luat mașina. Dumnezeule, nu mă vreau să mă la serviciu, mă trebuie să mai mașina în fața porții, să intru în panică. Bun. Dar ce se întâmplă? După ce ți-a luat mașina, aveai de plătit în continuare până la expirarea contractului. Nu și scăpai și de contractul de leasing, scăpai doar de... Nu scăpai, scăpai fără, adică fără voia ta. Rămâneai fără mașină și mai aveai de plătit și acei 2 ani restanță până la expirarea contractului. Păi, dom'le, dacă nu mai am obiectul, pentru ce să mai plătesc în continuare ratele? Era o chestie așa, care era... Sincer, n-am crezut, până n-am văzut scris în contract așa ceva. Adică, lucrurile astea, încă o dată, vi se pare că aici discutăm de politică, de nu, discutăm de niște șarlatanii, de lipsă aici? De informare, de lipsă de corectitudine. Nu, de înșelătorie. De înșelătorie. Și înșelătoria asta este permisă pentru că există legi, hai să zicem, un vid fluide. Legislativ. Da, există niște legi interpretabile, că nu scrie acolo că așa se face.
Da, știți cum e? Dacă nu scrie cum se face... Deci ce nu sancționează ce legea? Nu sancționează permite legea, implicit? Sau cam cum, așa cam ceva. Așa se pune, da, problema. Și atunci am stabilit foarte clar această chestiune. După ce ai luat mașina, după ce ți-a luat mașina, nu mai ai de plătit nimic altceva decât eventuale dobânzi penalizatoare la ratele restante. Dom'le, mai ai două rate restante, da? Bun. Nu le plătești, îți ia mașina, sigur că trebuie să plătești penalizări la acele două rate restante, dar nimic altceva. N-am de ce să mai plătesc 2 ani de zile rata pentru o mașină pe care eu nu mai am. Da. Bun. Deci e de doctrină că, revin, vi se pare că aici nu, avem de-a face cu doctrine? De acolo din contestatare, stați că nu vorbesc aici de colegi de partid, că majoritatea au fost de acord cu mine, au semnat. Da, e vorba și de în zona societății civile, oameni de dreapta. Adică, domne, Zanfir ăsta e cu stânga, că prea se adresează categoriilor. Sunteți sub acoperire, ca să spun așa, da, sunteți. Mă adresez categoriilor. Sunteți un socialist și sub acoperire. Asta a fost explicația nedemocratică. Și domne, cum dumneata liberal vii cu asemenea lege? Mă faceți de râs. Mă fac de râs. M-am făcut de râs. Prefer să mă fac de râs cu asta, da. Da, țineți-o tot așa. V-a bătut vreodată gândul să treceți la alt partid, să-l lăsați pe liberali în vremurile astea de restriști, așa cândva, că am fost rușine, poate, și anumite poziții pe care le-ați luat în partid la vremea acestor campanii interne și așa, a dat idei unora. Domnul Pescaru, da, dar n-am făcut o, cum să vă spun, doar noaptea așa, dintr-o chestiune personală. Sigur că conducerea interimară... Nu v-a plăcut de fel. Nu mi-a plăcut, nu cred că numai mie, doamna Pescaru, că eram de multe ori în niște situații absolut penibile, de multe ori pozițiile conducerii interimare n-aveau nicio legătură cu realitatea, nicio legătură. Și nici cu liberalismul. Nici cu liberalismul, ci din contră, cred că chiar ne aduceau prejudicii. Bun, acum e bine? Sunteți mulțumit? Acum, doamna Pescaru, contează mai puțin că sunt eu mulțumit. Partidul Național Liberal... Da, mă întreb așa, personal. Da, dacă mă întrebați personal, da. Partidul Național Liberal a ales o conducere cu o legitimitate extraordinară. Ludovic Orban a fost ales cu... Un scor aproape de vremuri de altă dată, da. O conducere legitimă, s-a angajat la niște lucruri, a început bine. Asta înseamnă un dor mare a liberalilor de redresare și de a... Trebuie să simți. Ludovic Orban este liberal până în măduva oaselor. Deci aici nu... El nu poate fi contestat și n-a avut nicio lege de acest gen. Ce urmează? Fiindcă pe acel to-do list eu mai aduc aminte. Aveați treabă și cu telefonia mobilă. Cu telefonia mobilă. Mai aveați niște lucruri de pitocit. Am niște lucruri. Am un proiect de lege care săptămâna viitoare va fi gata, un proiect de lege care iarăși este foarte așteptat, am discutat și la zonă emisiune despre el, e vorba de niște reglementări pe care trebuie să le aducem la legea de funcționare curții de conturi. Știți că eu am făcut lucrul ăsta începând cu luna mai, dacă nu mă înșel, am scris tuturor primarilor din România. Cu ce probleme se confruntă? Adunat semnături. Și am adunat semnături, am scris celor 3000 și 178 de primării, le-am trimis un e-mail în care le-am spus ce deficiențe am constatat eu în modul de abordare al curții de conturi. Pentru că acolo, doamna Pescaru, și aici nu vreau să fac o lege împotriva curții de conturi. Doamne, e extrem de necesară curtea de conturi, da? Pentru că sunt și primari care fac prostii, ce să mai discutăm? Dar sunt și mulți, marea majoritate, care fac lucrurile bine, iar felul în care interpretează curtea de conturi le creează probleme foarte mari. Am stabilit cu toții, inclusiv cu Nicolae Văcăroiu, care, paranteză spus, în cei 8 ani de când este la curtea de conturi, o singură dată a venit în Parlament când și-a negociat pensia specială. E, acum l-am chemat la comisia, a venit de 2 ori și am avut discuții în care a plecat foarte șifonat. Da? Pentru că am căzut de acord și cu el, nervos fiind. El nervos sau dumneavoastră nervos? Amândoi, foarte nervoși. Curtea de conturi n-are de ce să se pronunțe pe oportunitatea unei decizii, doamna Pescaru. Oportunitatea este politică decizia și este... Consiliului Local. Da?
Dacă n-a fost oportună investiția, să-l sancționeze electoratul pe respectivul primar, că s-a trezit el să facă parc pe munte și n-a băgat apă. Da? Asta e treaba. Curtea de conturi să verifice într-adevăr felul în care se cheltuiesc banii publici. Aia e treaba Curții de Conturi. Am stabilit foarte clar lucrul ăsta. De asemenea, primarii au solicitat foarte, foarte tare nevoia de prevenție, de a avea posibilitatea să întrebe. Da, să se securizeze cumva, pentru că altfel totul este blocat acum. Nu vor să greșească și întreabă. Și nu au cunoștință, sunt profesor de sport, de muzică. Nu au cum să întrebe. E bine, nu le răspunde nimeni. Da? Am stabilit niște lucruri foarte clare. Pentru că în mecanismul internațional de audit nu poate cel care să controleze, să te și îndrume. Am stabilit foarte clar următoarele lucruri și deja vor fi în 2 săptămâni de zile, deci vara asta, că tot e vară fierbinte, o să am proiectul legii Curții de Conturi finalizat. Am să-l trimit tuturor primăriilor. Dar, în principiu, pot să vă spun că am reglat niște lucruri și anume, orice hârtie venită de la o autoritate publică, gen Autoritatea Națională de Achiziții Publice. Dom'le, dacă cei de la achiziții publice au dat o hârtie primăriei prin care le confirmă că procedura de licitație e una corectă, Curtea de Conturi nu mai are dreptul să intervină pe acea procedură de licitație. Da? Pentru că a fost confirmată de o autoritate a statului. Vor aprinde multe lumânări pentru dumneavoastră din toate primăriile. Doamna, sunt foarte mulți... Sunt, e blocat tot aproape. E blocat din cauza tot, asta. Pentru că vine un auditor și el consideră că s-a creat un prejudiciu, doamnă, că aici e marea problemă. Vine auditorul curții și spune, domnule, eu constitui prejudiciu suma respectivă. Te duci în instanță, stai 2-3 ani de zile, se constată în instanță că prejudiciul era neîntemeiat, ori în toată perioada asta ce se întâmplă în Pescaru? Respectiva primărie e blocată, că nu mai semnează nimeni niciun act, nu numai primarul și cei de sub el, logic, din moment ce da. Li se impută niște prejudicii enorme. Asta unu. Doi, primarul respectiv trebuie să-și angajeze, sau cei care sunt acuzați de prejudiciu, trebuie să-și angajeze avocați pe care să-i plătească și așa mai departe. Nu-i mai stă capul la primărie. Doar la libertatea lui. Doar la libertatea și mai departe. Și atunci ce am făcut? Dom'le, dacă ai creat un prejudiciu, atenție, ilicit, adică cu încălcarea legii, nu un prejudiciu estimat, acolo în textul legii vreau să stipulăm foarte clar că prejudiciul trebuie să fie cu încălcarea legii. Deci definirea foarte corectă și estimat și de un auditor care, sigur, poate să creadă el așa, dar și la sumă, că și aici e o discuție. Vrem ca auditorul să și asume, vă gândiți un prejudiciu, să... da, să și asume. Deci o responsabilitate, așa cum el. Se discută de răspunderea magistraților, să fie și răspunderea oricui face. Nu e normal dacă tu spui, ai constatat tu, făcând niște controle, că acolo lipsește o anumită sumă de bani. Să și asumi acel raport, nu? Să ai că o bază. Ești un specialist, că ești un specialist. Nu așa, o scoți din burtă o sumă și după aceea v-am spus, ceilalți trag ponoasele. Consecințele sunt extrem de negative asupra vieții comunității, da? Da. Ceea ce eu cred că... Bun, și aici s-ar putea să aveți niște opreliști, deși primarii se vor bucura și au nevoie de așa ceva, cam toată zona administrației, dar aici știți cum e cine punctează politic. Nu, trebuie să-i încolonați din nou pe toți nu, aici, stați că vă spun că am făcut-o și aici. Ce am făcut? Inițiativele astea, de-aia am scris tuturor primarilor, domnule, am scris la primarii liberali, tuturor primarilor din România, pentru că, nu cred că e liberal sau social-democrat se întâlnește cu acel... Știți ce unitate de plină este de în granit? Asociație? Doamne, eu am fost și am discutat cu Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România. Deci la toate aceste entități, eu am văzut ce e acolo. Acolo habar n-ai de unde sunt primarii. Pentru că toți vorbesc aceeași limbă. Și administrația locală, în principal, nu are culoare politică. Strâmbă da? Deja în vorbim. Sensul, problemele din administrație, problemele care, cum să vă spun, determină o funcționare proastă a administrației. Sunt pentru toată lumea aceleași. Da, deci o vară fierbinte, după care o toamnă... O toamnă, sper, fructoasă. Fructoasă. Da, pentru că legile astea... Ele ar trebui să treacă și repede, doamnă, nu? Doamnă Pescaru, încă o dată, vreau că... Știți, m-ați prețat și ca pe haiduc din nume, iar restul să mi se ducă buhul cu haiducul, nu știu ce. Nu vreau să fac legile astea împotriva cuiva.
Nu vreau împotriva IFN-ul. Doamne, trebuie să existe IFN-ul. Cineva va fi afectat, domnule, că făcea bani frumoși. Păi, e afectat când, da, stați puțin, discutăm ce? Că nu mai câștigă unul 1000% și da, nu mai sunt nenorociți oamenii? Nu. Nu, și ăla, stați puțin, a făcut această escrocherie pentru că a găsit portița legală. Hai să-l iertăm. Eu vreau să existe IFN-uri, pentru că și IFN-urile au rolul lor, doamna Pescaru. Oamenii au nevoie de sume mici la un moment dat și au nevoie să se împrumute rapid, că de obicei... Păi de aceea și există. De aceea și există. Nu mai ai nevoie în două zile să-ți iei rapid, nu știu, 2000 de euro, 3000 de euro sau, mă rog. Bun, ai nevoie de aceste IFN-uri, dar de la asta până la ce s-a ajuns e diferența mare. Societăți de leasing. De ce? Adică... Bun, leasing-ul e... Este, va funcționa, sigur. Stați să vedeți că o să înceapă. Mărim avansurile, nu o să mai vândă mașini. Hai să vedem dacă nu se mai vând mașini. Ce s-a fost la darea în plată? Că nu, deja mergeți pe un teritoriu familiar. Iar aici, în niciun caz nu vreau împotriva curții de conturi. Vreau un lucru să se înțeleagă foarte clar. Nu fac altceva decât pun deoparte standardele internaționale de audit și vreau să le aplicăm și în România exact așa cum se aplică în toată lumea asta, că e standard internațional. Nu inventați gaura de la Covric. Iar legea Curții de Conturi e nemodificată din 1992, cred că ar fi cazul. Wow, da, deci trei doamne și toate trei, de la Daniel Zamfir acum la final de sesiune parlamentară, vară fierbinte și apoi legea Curții de Conturi așteptată, dorită, necesară pentru toți primarii din România. Vacanță aveți? Da, da. Două săptămâni de vacanță, cum să nu? Și două săptămâni de vacanță la Daniel Cătălin Zamfir. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Vacanță frumoasă, să aveți forță proaspătă, să prindeți și vești bune, să auzim în toamnă de la Parlament. Doamnelor, domnilor, punem punct aici. Întâlnirii de astăzi a fost invitat la Mix Actual, la Radio Brașov și la Mix TV, Daniel Cătălin Zamfir, senator liberal de Brașov, liberal. Culegi da, liberal, fără de culoare. Cu sânge liberal și cu legi fără de culoare doctrinară, Onelia Pescaru sunt, o seară excelentă tuturor!